Dégagez avec l'exercice. Gol marcat de CFR Steaua București, în minutul 1 și 32 de secunde, a marcat pe locul 19, Anca Alfer, ajutat de numărul 10, Cătălin Cătălin. Gol marcat de CFR Steaua București. În minutul 12 minute, Hans cu jucătorul cu număr 19, Antal Arsă, ajutat de numărul 10, Bărbile Cătălin.
Sfânt de Cerseastra o București, în minutul 4:50 de secunde, a scris jucătorul cu numărul 19, Anton Arfe, ajutat de numărul 17, Fana Bianca.
penalizare la sportul sportului. Minutul 72 de secunde, penalizare pentru domnul 11, Tănase Daniel. 2 minute pentru inspirare de material. Portul studențesc că vreau să informații complete.
Mănăstirii de Sporturi Sudățești, în minutul 10 și 39 de secunde. Anțică jucătorul cu numărul 11, Tănase Daniel, ajutat de numărul 9, Redoi Tomiță. Degajare interzisă. Thank you.
penalizarea la CSEA Steaua București, în minutul 14 și 12 secunde, a fost penalizat jucătorul numărul 72, 2 minute pentru agățare cu plăsă. CSEA Steaua București demorează formația completă.
minutul 18 și 37 sau
Degajare interzisă. Thank you.
Penalizarea la sportul studențesc. În minutul 25 și 12 secunde a fost penalizat jucătorul cu numărul 3, Prebenel Andrei, 2 minute lovire cu gol. Golul scris de acestea, Steaua București. În minutul 25 și 30 de secunde, a scris jucătorul cu numărul 7, Lucinea Pichișor, ajutat de numărul 68, Constantin Mircea. Golul scris de Steaua București. În minutul 27 și 5 secunde a scris jucătorul numărul 16, Timaru Robert, ajutat de jucătorul cu numărul 22, Georgescu Mihai. Deci, de ce se asta au acolo? Minutul 27 și 26 se putea scrie jucătorul cu numărul 19, Anda Falsă, în fel de jucătorul cu numărul 9, Nimanski Evgeni.
Golul înscris de Sportul Județean în minutul 27 și 40 de secunde a înscris jucătorul cu numărul 15, Ion Dan Rogare, a jucat de jucătorul cu numărul 11, Tănase Daniel. Thank you.
timpul 20-30 de secunde, schimbare de completa Steaua București. Aici și jucătorul cu numărul 31, Daniel, și a intrat jucătorul cu numărul 32, Albert Poli. Și ce mare pișcă de din coad, voi, ia uite. Exact ce puteți. Am fost la chioscul ăla, la scol. Thank you.
Am intrat în ultimul minut, am cumplit de a doua. Penalizare de astfel de studențesc, în minutul 39 și 13 secunde. A fost penalizat jucătorul numărul 4, Marcu Alexandru, 2 minute pentru unități. Golul marcat de CSEA Steaua București, minutul 44-46 secunde, a înscris jucătorul numărul 61, Constantin Mircea, ajutat de numărul 16, primar Robert. Sportul studențesc livrează informații complete. Offside.
Golul scuiu de scurt în sunătăți, în minutul 42 și 29 de secunde, a înscris jucătorul cu numărul 11, Danas Daniel, a jucat de jucătorul cu numărul 19, Stănescu Ștefan. Golul scuiu de CSEA Steaua București, în minutul 42 și 43 de secunde, a înscris jucătorul cu numărul 9, Liman Evgeni, ajutat de jucătorul cu numărul 16, Liman Robert. Offside. Golul scuiu de CSEA Steaua București, în minutul 45 secunde, a înscris jucătorul cu numărul 68, Constantin Mircea.
38 de secunde. A fost penalizat jucătorul numărul 72, Crețu Vlad. 2 minute pentru obstrucție. Golul scris de CSEA Steaua București, în minutul 47 și 4 secunde, a înscris jucătorul cu numărul 16, Biban Robert, ajutat de jucătorul cu numărul 9, Dimanski Evgeni.
fost învățări și de fără de formanțe complete. Domnului de sportul studențesc, în minutul 52 și 47 de secunde, a înscris jucătorul cu numărul 7, Hava Marius, ajutat de jucătorul cu numărul 15, Iordan Rovel. Engajarea interzisă.
dacă sunteți ca pregătiți. Am reușit să facem o formație completă.
Cea Steaua București, cu minutul 59 de vreo, am să știu de numărul 16, Iman Robert, ajutat de jucătorul cu numărul 68, Constantin Mircea. Hai, Steaua!